Național Liberal Sălaș a depus dosarele de candidatură și listele de susținători pentru alegerile locale din 27 septembrie 2020 pentru alegerea noului președinte al Consiliului Județean Sălaj, respectiv pentru alegerea celor 31 de consilieri județeni ai Consiliului Județean Sălaj. Astăzi, Partidul Național Liberal Sălaj vine în fața sălăjenilor cu o echipă profesionistă, cu experiență în administrație și în antreprenoriat, onestă și hotărâtă să aducă județul Sălaj în prima linie la nivel național. Prioritatea zero a echipelor noastre pentru consiliile locale, pentru Consiliul Județean și a candidaților noștri pentru funcția de primar, pentru funcția de președinte a Consiliului Județean, este să reclădească Sălajul. Să-l scoată din zona gri în care l-a menținut administrația PSD-istă, care a preferat să facă administrație în interesul propriu, de partid și nu al cetățeanului. Județul nostru a fost prea mult timp considerat un județ de mâna a doua. Astăzi suntem determinați, poate mai mult decât oricând, să spunem stop administrației PSD-iste, care a fost mai mult cu lauda decât cu fapta și nu a avut priceperea și nici determinarea să dezvolte acest județ. Avem un candidat la președinția Consiliului Județean, pe Dinu Iancu Sălăjanu, care are anvergura necesară să miște lucrurile în direcția bună în județul nostru. Are proiecte concrete pentru dezvoltarea județului, are deschidere în relațiile cu autoritățile centrale pentru a implementa aceste proiecte și mă refer în special la proiectele finanțate din fonduri europene. Un om care iubește Sălajul și care pune suflet în tot ceea ce face. Venim în fața sălăjenilor cu o echipă închegată, cu echipe închegate la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale din județul nostru, primar, consilier local, consilier local, echipă formată din oameni competenți, conectați la problemele comunității și deciși să facă administrație în interesul cetățeanului. Axa pe care ne propunem să funcționeze viitoarele administrații locale este una simplă. Cetățean, autoritate locală, autoritate centrală. Axă bazată pe cooptarea cetățeanului în procesul decizional pentru a asigura transparență în actul administrativ, o axă în care relația autoritate locală, autoritate centrală este esențială pentru a implementa proiecte de dezvoltare locală. Ați văzut cât de mult contează să ai o colaborare bună între autoritățile centrale și autoritățile locale. Principiul după care ne ghidăm este dezvoltarea echilibrată a județului. Discriminările din rațiuni politice nu trebuie să fie permise în administrație. Ne propunem să facem administrație pentru cetățean și nu pentru partid. Sunt în fața dumneavoastră primii 15-17 candidați. Vreau să le mulțumesc că au acceptat să candideze pe lista noastră, să reprezinte interesele sălăjenilor în viitorul Consiliul Județean. Vreau să le mulțumesc partenerilor de la USR Plus pentru prezența lor aici și pentru susținerea pe care ne-au acordat-o în demersul nostru de a câștiga președinția Consiliului Județean. Și asigurăm că și noi, cu toate forțele noastre, suntem alături de ei în demersul comun de a câștiga primăria municipiului Zalău. Cu Lucian Bode, important ministru și lider PNL la nivel național, cu mine la Consiliul Județean,
cu domnul Florin Iordache, primar al municipiului Zalău, din partea partenerilor noștri USR Plus. Sunt sigur că aceasta va fi echipa care va demonstra că și în județul nostru și în Zalău se poate. Așa cum se poate la Cluj, la Oradea și în alte localități administrate de liberali. Pomenesc de Cluj, de Oradea, pentru că îi cunosc foarte bine pe acești lideri politici de acolo. Am o strânsă relație de prietenie și de respect reciproc cu domnul primar Emil Boc, cu domnul președinte, viitor președinte al Consiliului Județean Bihor, domnul Ilie Bolojan, cu domnul Hava, fostul primar al Albei Iuliei și actualmente europarlamentar PNL, oameni care au demonstrat că se poate, oameni care au demonstrat că în ciuda tuturor dificultăților cu care s-au confruntat și a unei politici ostile de la București, au reușit să imprime în județul lor și în municipii dezvoltare, prosperitate, lucruri pe care se bazează liberalismul. De prea mulți ani, acest județ a fost dat uitării de administrația PSD. Diferiți domni s-au perindat de-a lungul timpului prin funcții în conducerea sălajului și s-au comportat de parcă ar fi primit o repartiție nedorită, de parcă sălajul nu ar fi fost casa lor. Cu PSD la guvern, la Consiliul Județean, la Primăria Zalău, sălăjenii au fost ai nimănui. Le promis sălăjenilor că acest lucru nu se va întâmpla cu PNL la conducere. Politicienii de-a lungul timpului ne-au promis multe și au făcut puține. Vă asigur că nu mă voi încadra în aceeași rețetă și cred cu tărie în respectarea unor principii și valori care mă caracterizează. Voi fi un președinte de Consiliu Județean care voi avea 3 obiective pe care le voi urma cu sfințenii și care pentru mine vor fi lege. 1. Nu voi lăsa ca sălajul să mai fie considerat un județ de mâna a doua. În cariera mea de până acum am reprezentat cu mândrie județul Sălaj, i-am făcut numele cunoscut peste tot în țară și am vorbit cu bucurie, cu mândrie de locurile de unde mă trag, de oamenii care mă înconjoară și de frumusețea sălajului. Dacă ușile mi se deschid întotdeauna unde mă duc și oamenii mă primesc cu un zâmbet, vă propun un exercițiu de imaginație. Să intrați astăzi într-un minister, să intrați într-o instituție unde se iau decizii importante pentru noi, pentru sălăjeni, să întrebați dacă știe cineva cine este președintele Consiliului Județean Sălaj, cine este primarul Zalăului. Vă garantez că o să primiți un răspuns negativ. Toate aceste lucruri se vor schimba odată ce voi câștiga președinția Consiliului Județean și domnul Iordache, primăria municipiului Zalău. 2. Cetățeanul trebuie să fie stăpânul alesului local și nu invers. Epoca șefilor care stau în birou închiși și dau ordine și transmit sarcini va fi istorie la Consiliul Județean Sălaj. Cred într-o administrație locală transparentă, în care decizia să se ia pe baza expertizei și în numele unei echipe. Astăzi, administrația locală este ruptă de cetățean și de nevoile lui. Nu le cunoaște și nu le ia în seamă. Voi schimba acest lucru și voi fi un președinte apropiat de cei care l-au ales. Și punctul 3, mai puțină politică și mai multă administrație. Jocurile politice meschine la Consiliul Județean Sălaj se vor încheia. De prea multe ori, oamenii simpli au avut de suferit din cauza acelor șefi de care vă vorbeam înainte. Voi spune stop politicii la Consiliul Județean. Suntem aleși să ne reprezentăm cetățenii, nu partidele. Prin parteneriatul nostru cu USR Plus, prin susținerea candidaturii domnului Florin Iordache la primăria Zalău și susținerea comună a acestor forțe politice a candidaturii mele la Consiliul Județean, s-a demonstrat că interesele de partid
sunt pe planul 2. Că interesul cetățeanului pentru o administrație bună, competitivă și prosperă este în prim plan. Eu vă promit că voi fi 100% devotat pentru dezvoltarea și prosperitatea municipiului Zalău, a orașelor din județul Sălaj și a fiecărei localități pe care o reprezentăm. Doamne ajută! Aș vrea să las un pic modestia deoparte și să aduc aminte că am fost primul județ în țară unde am încercat să stabilim un asemenea acord. Un acord care ne dorim să ducă spre dezvoltarea județului, atât a orașului Zalău, cât și a județului. Un acord în care să profităm din plin de ceea ce ne-a spus domnul Bode mai înainte, faptul că autostrada se apropie cu pași repezi de Zalău. Ceea ce înseamnă că orașul trebuie să fie pregătit atât din punct de vedere a resurselor, cât și din punct de vedere a logisticii, de a atrage investitori și de a atrage oportunități noi pentru orașul nostru. Suntem un județ al tradițiilor, al istoriei. În aproape orice comună mergem, găsim elemente care să ne aducă aminte de tradiția și de istoria locurilor în care trăim. Sunt convins că împreună cu partenerii noștri de la PNL și de la USR vom face o treabă cât mai bună. Și ca să fiu și mai aspru un pic decât domnul Bode, la sfârșitul celor 4 ani care se vor încheia în 2024, să avem un județ care să fie iremediabil liberal și să fie încadrat pe o zonă de dezvoltare din care să nu mai poată fi dat înapoi. Suntem aici pentru a da un semnal. Semnal pentru a schimba ceva în acest județ. Suntem convinși cu toții că trebuie să schimbăm și suntem convinși că putem să facem lucrul acesta. Cum putem face acest lucru? Unul la mână, prin susținerea a noastră, a tuturor, a colegilor Florin Iordache la primăria Zalău și a domnului Dinu Iancu Sălăjanu la Consiliul Județean Sălaj. Trebuie să oprim, în primul rând, exodul tinerilor. Pleacă înspre Cluj, înspre Oradea. Trebuie să facem în așa fel încât resursa umană, care mie mi se pare foarte importantă, să rămână pe loc, da? Să-și aducă aportul aici, în județ. Așa cum a spus și colegii antevorbitori, există resursele necesare. Vorbim de fonduri europene, alte tipuri de fonduri. Vrem să schimbăm Sălajul stradă cu stradă. Iar din toamnă, împreună cu colegii din PNL, să schimbăm România stradă cu stradă, să aducem un viitor mai bun pentru noi, pentru toți. Administrația este un punct foarte important și cred că profesionalizarea ei, administrației, ar aduce un mare plus pentru noi toți. Și când spun profesionalizarea, mă refer și la aspectul de a lăsa la o parte amestecul politicii în această administrație, care trebuie să-și facă treaba. Alianța USR Plus va propune pentru Consiliul Județean o listă de oameni tineri, de oameni competenți, dornici de muncă, care așteaptă doar votul dumneavoastră pentru a începe să facă treabă. Împreună o să schimbăm acest județ, acest oraș și din toamnă România. Mulțumesc!